Uite, zic acum. L-ai pornit? Bineînțeles că l-am pornit. Deci, vreau să zic așa că acum suntem la aeroportul din Caransebeș și eu am o stare extraordinar de bună pentru că am luat decizia de ceva timp să ne reapucăm să filmăm vloguri și mie chiar mi-a fost dor de treaba asta. Și am aterizat cu Kingul, suntem cu biciul la Caransebeș. Și ne-am gândit să facem o prezentare a avionului, pentru că știm că mulți dintre cei care ne-au mai scris pe YouTube și care ne-au mai scris și pe Instagram că când vă reapucați de vloguri, când reveniți înapoi, că ne e dor de voi, știu că David și cu Bogdan ne zboară pe un Beechcraft Kinger. Am mai răspuns eu în privat și le-am mai zis să mai caute indicativul, să uite că zburăm. Da. Și am zis că de ce nu? Așa că astăzi o să vă prezinte David și eu îl asist, pentru că eu nu știu prea multe despre avionul ăsta, pentru că nu îl zbor și mi se pare că poate câteodată este un avion mai complicat. Așa că o să vă explice astăzi David, care nu vrea să țină camera în mână. Eu nu am mare lucru de zis. Voiam doar să zic de ce... Voiam să zic de când n-am mai filmat, de fapt. Păi n-am mai filmat, ultimul vlog pe care l-am postat a fost... stai puțin, cam o idee. Mult mai bine așa. A fost vlogul pe care l-am pus... cred că din Seattle? Cred că din Seattle, ceva de genul. Da, din Seattle. Sau nu, din Montana. Păi exact. Montana a fost înainte de Seattle. Ideea este că n-am mai filmat din momentul în care am ajuns în San Francisco. Da, din San Francisco n-am mai filmat și motivul este unul foarte simplu. Am încercat să ne bucurăm de experiența pe care o trăiam în America și de faptul că zburam acolo, ceea ce pentru mine a fost ceva life-changing. Și câteodată când te bucuri prea mult, nu mai ai nevoie să faci poze, să filmezi prea mult, să stai cu telefonul în mână. Poze avem suficiente. Da. Ideea era că la un moment dat devenise foarte... nu stresant, ne consumam foarte mult pe părerile unora și în loc să ne concentrăm pe experiență, ne concentrăm cum se face să fie filmarea, să fie calitatea, să mai știu eu ce, și la un moment dat, din cauza asta, am zis că decât să trăim viața pentru alții, mai bine o să trăim pentru noi. Pentru mine, la un moment dat, devenise și destul de obositoare toată treaba asta, pentru că planul nostru inițial a fost să facem daily vlog și ca să faci daily vlog, trebuie să filmezi ziua respectivă și în ziua respectivă să și editezi vlogul respectiv și câteodată ajungeam la hotel foarte târziu pentru că zburam o zi întreagă, cum am zburat chiar și câte 12 ore aproape în unele zile și a doua zi trebuia să ne trezim din nou de vreme și atunci eu cu timpul nu prea stăteam așa de bine și am zis să profit de experiență și am profitat. Dar asta nu înseamnă că nu puteam să vă povestim ce am făcut acolo sau ce s-a întâmplat după Seattle. Păi putem ce s-a întâmplat după Seattle? Păi s-au întâmplat multe. Păi am fost în San Francisco. În San Francisco. Din San Francisco am plecat în Portland. Nu, mai știu ce am făcut. Am făcut s-a multe. Am fost și în Colorado. Da, am fost în Aspen. Am fost în Utah. Am fost în Texas. Am fost în Las Vegas. Am aterizat pe Las Vegas Henderson. Corect? A fost foarte tare în Las Vegas. O să vă povestim și ce am făcut acolo, cine știe, poate. Mie mi-a plăcut banii rău. La casino. Da, și nu puțini. Am fost în LA, am fost la Six Flags. Da, la Six Flags a fost cea mai mișto zi pe care am trăit-o în toată America. Am fost la lansare la SpaceX. Da, nici treaba asta n-ai filmat-o. Am prins-o în Florida. Pentru că a fost noaptea și aia a fost o experiență genială, dar poate o să le povestim o dată, am fost în multe lucruri și am făcut multe chestii interesante, care meritau imortalizate, însă a devenit la un moment dat mai important să ne simțim noi bine și să nu mai... să simți că trăiești până la urmă. Da. Să știți că filmatul consumă foarte mult timp. Nu știu câți au observat chestia asta, dar să pui 4-5 camere... Să pregătești în fiecare seară toate chestiile astea, să te culci cu gândul că n-ai încărcat bateriile și să uiți de bateriile. Că ai uitat ceva, că nu-ți merge sunetul, că nu merge cablu, că din astea. În fine, dar până una alta, cât am vorbit noi pe drum, am ajuns! Mă duc să las ghiozdanul. Uite, așa se deschide ușa. Eu n-ajung să deschid ușa. S-a prins cablu. Noni, mă! Cam asta e? Asta e, deci este un Beechcraft Kinger C90 GTX, așa îi spune. E fabricat în 2018, are vreo 600 de ore, așa cum v-am obișnuit cu avioane noi. Nu o să dau foarte multe detalii tehnice,
E turboprop, deci merge pe Jetta 1. Consumă mult în raport cu un piston. Motoarele sunt Pratt & Whitney PT6. Nu mai zic Dash 135 cât sunt, în fine. Hai să vă arăt motorul. Consumă cam ambele motoare. Consumă cam 550 de pounds pe oră. Care more or less. Depinde, dacă, depinde unde zbor. Dacă zbor sus, jos, stânga, dreapta, în fine. Puteți să luați așa, 500-550 de pounds pe oră. Asta nu știu cât înseamnă litri, cât înseamnă. Cam 300 de litri pe oră consumă avionul ăsta. Și are în total rezervorul 2573 de pounds. Deci ăsta e motorul. Pentru cine nu e tehnic și nu știe, motorul turboprop e ca un motor jet, însă generează tracțiunea din elice. Elice asta. Așa. Și mai generează ăsta cam 10% tracțiune din evacuare. Aerul intră pe aici, frumos. Vine așa frumos, este reverse flow, așa se numește, și după aia e tras aici. Arde, iese afară și dă în spate. Și ăsta e motorul. Care era, care era principiul de la un motor jet? Suck, squeeze, bang, blow. Și aici, de aici, pe aici se pune ulei. Asta e jojoa de ulei. Consumă cam consumă foarte puțin ulei. Undeva la un quart, adică sub un litru, 750 de mililitri la 25-30 de ore, consumă foarte puțin. Uleiul este Turbo Oil 2380 grading. 4 pale. Este un ulei mai subțire, corect? A? E un ulei subțire față de alte uleiuri. Da. Consistența lui. Da. Ok. Și foarte clar, așa nu se murdărește, nu e negru ca la diesel sau la benzină deloc. Bineînțeles, are două motoare. Pentru cine știe de Kinger-uri, o să știe. Cine nu știe, are Raceback Performance Package. Adică are un pachet din ăsta care îi dă performanță mult mai bună, printre care și palele astea care sunt swept așa, nu sunt pale normale. Ce să mai zic? Cam asta e, nu? Ce să mai zici? Da, nu știu, are winglet-uri. Stai că vine elicopterul ăsta. Da. Nu vreau să intru în detalii tehnice, deci practic sunt două motoare de 550 de cai care merg pe Jetta 1, poate să meargă și pe benzină, dar o durată limitată de timp. După aia trebuie să schimbi pompele de combustibil, multe alte chestii. Are 4 rezervoare. Unul aici, unul aici și da, la fel și pe partea cealaltă. Asta e roata din față. Lumile de taxi și de aterizare. Stai puțin. Spune de performanța avionului și de cum îi influențează faptul că este raceback. Deci v-am zis, așa, raceback-ul ăsta te ajută să decolezi mai repede, în fine. Chestii tehnice neinteresante. Eu vreau să întreb ceva care cred că i-ar interesa. Da. Cum ți se pare ție să zbori avionul ăsta? Care este diferența între pentru un bimotor zburat piston și un bimotor... Pentru cine a zburat Piper Seneca, ca și handling așa, e puțin asemănător cu Piper Seneca. Nu se compara absolut deloc cu Diamondul, e un avion vechi ca și concept, ce să mai. E avion vechi cu avionică nouă. Kingeros fabrică de 50 de ani. Deci, dacă l-asemăn cu piston, seamănă cu Piper Seneca și seamănă așa cu experiența mea limitată de Boeing. Dacă zbori ăsta, după aia o să știi să zbori și o să înțelegi și la 737 handling-ul și caracteristicile. Adică nu e departe. E așa un avion făinuț. Urcă până la 31.000, însă ăsta nu urcăm cu el până acolo, maxim am urcat la 280. Pentru că nu mai este certificat RVSM, de-aia nu mai urcăm. Controlul are 4 locuri pe... Păi intrăm și le arătăm cabina. Două în cabină, noi zburăm tot timpul multicru. Am făcut type rating-ul în America, la Flight Safety. În Tampa. Foarte calitativ, da, în Tampa, l-am făcut în ianuarie-februarie. Așa, nici nu mai știu cât a stat acolo, vreo 3 săptămâni. Și după aia am făcut base training-ul, aterizările alea de trebuie să le faci în Germania. Și noi zburăm multicrew. El este certificat să fie și single pilot operations, dar noi am luat licența pentru multicrew. Eu și cu Bogdan. Așa, și de mers, cu cât merge, merge cam cu 255 de noduri true, dar așa în cap să zic, pentru cine nu vrea să facă transformarea, merge cu 500 la oră, plus minus, pe acolo. Ok. Și merge cam vreo, dacă îi dai tare 3 ore, dacă îi dai mai încet, poți să mergi și 4-5 ore. Ce vreau să vă arăt este,
Zi. Pe partea asta altă. Da. Pe aripa asta. Murdăria aia de acolo de pe aripă. Da. Din dreapta așa. Se vede pe cameră? Nu știu, dacă se vede că bate soare foarte tare. E aici. Uite. În fine. Asta este funinginele de la evacuare. Dacă vedeți chestia asta la un Kinger, să știți că înseamnă că zboară avion. Că nu stă. Kinger are foarte multe, Beechcraft-ul Kinger, sunt foarte multe Kinger, adică este Kinger F90, Kinger Dub, seria 200, seria 100, seria 300, sunt foarte multe. Ăsta nu se mai află în momentul de față în producție din cauza la turbopropurile cu un singur motor, cum ar fi Pilatus-ul sau TBM-ul sau acum nou Beechcraft Denali, în fine, au fost înlocuite. Nu, asta e scara. Asta e pe wide? Mă difficult dacă vrei. Așa, asta e scara. Da, asta este scara. Nu au voie să stea două persoane pe scara asta. Ca idee. Da, poți să urci în avion, nu? Mamă, ce cald e. Du-te mai încolo puțin. Mă duc mai încolo. Voiam să zic că a intrat o muscă. LOL. Uite, avem mușteră avion. Deci, când intri, ăsta ar fi un loc aici, da, dar noi nu-l folosim, mai punem bagaje pe el. Asta este aici spații. Niște spații de depozitare pentru diferite chestii. Da. Aici așa. Este un spațiu mai mare de depozitat de bagaje. Se vede? Na, da, se vede. Cu fel de fel de ce mai e acolo. Asta este o toaletă. Aia e o toaletă, dar n-am fost-o niciodată. Nu pot să o ridic, cred că. Ba da, merge, dar n-am fost-o niciodată și nici nu ai. Este un alt scaun în caz că este nevoie de el. Da. Și astea sunt cele patru locuri. Înăuntru. Da. Exact. Și acum, cabina, n-am intrat niciodată în cabina. N-am la locul poți să, uite, arată și tu locul cum se face, se ridică mânerul ăla sau cum se ridică treaba asta de aici. Așa. Și asta, locul, ops, au căzut șervețele din spate. Scaunul se poate modifica astfel încât să stai într-o poziție confortabilă. Eu n-am făcut treaba asta niciodată pentru că eu oricum am loc pe scaun. Stai că acum mai pot să mai dau înapoi? Nu pot să mai dau un lateral. Așa, gata. Gata. Aia e tot. Ok, bingo. Și se reglează și, și spătarul. Poți să-l ai pe față spate. După aceea ai o măsuță de aici care este așa. În caz că vrei să fii un copil conștiincios să-ți faci temele în avion. Da, sigur. Asta e și aia de urgență aici. Se trage chestia asta și e o mâner și tragi de el și iese în afară. Iese toată treaba asta, nu? Da. Da. Am băgat-ul la loc. Mamă, ce cald e. Da, e transpir deja mai puțin. Da. La avionul ăsta că rece vine pe sus, cald vine pe jos, aerul așa e împărțit. Am văzut exact astăzi, că se simțea cald la picioare, puțin. Da. Și ăsta este cockpitul. Aici mai sunt niște spații unde poți să pui diverse chestii. Noi punem sucuri, apă. Și apă. Asta este să încălzești pentru apă, caldă pentru cafea, poți să-i dai drumul de aici, aici lights. Și să încălzești cafeaua. Și asta aici? E cockpitul. Așa, deci așa intri, nu e foarte ușor, e puțin mai greu ca așa pe 37 să intri, nu e ca în Airbus. Așa, deci treaba asta o pui aici, în momentul în care vrei să te urci ca să nu calci pe butoane. Din câte vedeți are televizoare. Da. Dar nu este Garmin, este Rockwell Collins, așa se numește, îi spune Rockwell Collins Pro Line Fusion. Collins-ul este un furnizor de avionică foarte popular, mai ales pentru business jet-uri și la avioanele mari e folosit. Da, acum au cam rămas în urmă cu unele chestii și l-a luat Garmin înainte. Dar ăsta e un sistem destul de avansat, nu este ca și Garmin, nu sunt nicio formă. E diferit. Este touchscreen, însă noi nu folosim partea de touch, se vede clar după pe ecrane, da, decât aici la partea de jos. Nu sunt urme de degete deloc. Da. Asta din cauza că totul se controlează de aici. Corect. Are FMS, Flight Management System. Două stații, în fine. Asta e accelerația, care regrezi torcul, așa îi spune cuplu, cum ar veni la elice. Propul. Adică unghiul la pală și astea sunt fuel levers. De aici îi tai combustibilul sau îl dai la high idle. Așa, da. Panou de combustibil, siguranțe, lumini, autopilotul. Asta este MCP-ul, mode control panel pentru autopilot. Mamă, ce cald e. Aici. Și aici lumini, iarăși în interior în cabină,
load-ul la generatoare și aici se arată volții și amperii de la baterie. Nu este foarte complicat cockpitul, poate părea la prima vedere, însă au o logică. Ideea e că nu s-a schimbat foarte mult de când l-au făcut avionul ăsta. Adică layout-ul, na, mai mult sau mai puțin e la fel. Și astea scaunele. Și că stai la cruz, îți pui astea frumos așa și stai și te uiți la el cum merge. Mare lucru nu e. Sunt și măști de oxigen aici. Da. De aici dai drumul la oxigenul de rezervă. Faci așa. Să verifici că mergi, că ai presiune la oxigen și presiune la oxigen e acolo. Cel mai important, cabina este presurizată. Da, e cabina presurizată, nu mai trebuie să-ți mai pui alea în nas. Canulele alea care erau extrem de inconfortabile, ne dureau nasul de la ele. Da. Mergeam cu Diamond. Scuze. Nu-i nimic. Erau extrem de enervante. Scaunele se dau în față, în spate. Și chestia să te ține. Mai e o manetă aici, sus, jos. Și mai poți să mai dai scaunul, dar te dai în față cu el așa, mai are chestia asta aici, poți să-l dai. Reglezi așa, față spate. A, poți să-i reglezi tiltul, gen. Exact. Tare. Eu ies afară, nu mai pot. Da, eu voiam să zic că mie îmi place foarte mult cum arată manșa la avionul ăsta. Aoleu, e manșa de mișcă. E o manșa foarte frumoasă și butoanele astea de aici se simt foarte mișto când le apeși. Toate. Roțile vreau să arăt, gen cam cât sunt. Ăsta-s eu. Și cam atâta e roata, e destul de mare. Da, este. E cam ca o roată de mașină, așa. Ăsta e discul. Astea-s plăcuțele. Etrierul. Apeși pe pedală și frânezi, simplu. Ce vreau să zic? Cel mai tare lucru legat de Pratt & Whitney, de motorul ăsta, este că este, am zis mai devreme, free turbine. Asta înseamnă că gas generator section nu are mechanical linkage cu power generator section. Și poți să învârți asta așa. Asta vreau să zic și eu, că de asta poți să le învârți, pentru corect, că este free turbine. Da. Și în momentul în care motorul pornește, pala o să vină la locul ei, cum trebuie, că vine, se formează presiunea în piston acolo în ulei. Vine de ulei. Altfel, avionul ăsta, uite că asta dau și eu așa o perspectivă cât de cât, pentru că a câte ore când zbor în el ca pasager? Nu știu, a treia sau a patra. Cred că a treia sau a patra oară, da. Este un avion care se simte foarte mișto atunci când ești pasager și arată mișto pe din afară. Arată fain. Culoarea este una foarte frumoasă. Mie îmi place foarte mult albastru ăsta cum arată. Și per total, așa, de aici, uitându-mă așa la el, are un look agresiv așa. Da, arată foarte afrată. Nu știu, așa, manly, pot să, mie dacă place, pot să mai zic. Mult wingleturile. Și wingletul arată foarte fain, da. Noi am făcut base training-ul pe 200. 200-le mai are încă două scaune, cum ar veni, încă un rând de scaune. Și n-avea wingleturi și are 850 de cai, nu are numai 550. Și merge puțin mai repede, dar n-am simțit mare lucru la el. Singura chestie pe care pot să o zic așa din prima. Asta din e certificat, prima. A 30 și pe iarbă. O să aterizez cu el pe iarbă, dar n-am încercat. N-are rost. N-avem unde. Da, zi. A, voiam să zic că mi se pare că cabina la pasager este un pic cam gălăgioasă, să zic așa. Dacă e gălăgios la pasager, să vezi cum e față lângă motor. E tare. Se aude destul de tare, dar e bine. Adică nu e ca într-un piston, sub nicio formă. Și diferența cea mai mare, de fapt, m-ai întrebat tu care e ideea. Băi, nu ai vibrațiile de la piston. După ce... am zburat recent cu o Seneca, care să o vă arătăm. După ce te dai jos din Kinger și te urci într-o Seneca, când pornești motorul, vibrează, efectiv zici, mamă, e să nu fie stricat ăsta, ți-e frică că s-a stricat. Îți dar de fapt întrebări. Nu, așa vibrează un motor cu piston, da, și după aia te urci în turboprop, diferența e enormă de la cer la pământ, nu mai ai vibrațiile astea, nu mai ai senzațiile tare pe care le trăiești cu pistonul. Și ce îmi place cel mai mult, de fapt, la ăsta, da, este că atunci când îl accelerezi,
Atunci când decolăm, chiar n-am dat importanță, dar atunci când ești cu autopilotul pus în urcare și mai accelerezi, pentru că îl accelerezi uneori tot mai mult, în fine. El are unele limitări. Jos e limitat de cuplu, sus este limitat de temperatura la turbină. Se aude așa cum iese în momentul în care accelerezi, se aude cum ies gazele. Da, exact, se aude cum când accelerezi, se aude exact cum crește viteza gazelor. Și îți dă senzația de putere, asta este ideea, nu știu, probabil. Aia, așa te face să crezi că zbori jet. Dar e chiar mișto. Și un avion foarte bun pentru cei care doresc să facă tranziția de la piston la jet. Fiți atenți, de la piston la jet. E bine să zbori un turboprop înainte, ca să înțelegi exact cu ce să mănâncă pe viitor. Deci cam ăsta e avionul. N-am dat multe detalii tehnice, aș putea să stau să vorbesc mult și bine, dar n-are rost pentru că nu, oricum nu e multă lume interesată. Sunt curios că o să uite la clipul ăsta. Da, și eu sunt foarte curioasă de treaba asta. Chiar sunt. N-am așteptări prea mari. Și în rest, ce, mai e ceva de zis? Sebeș, nu? Da, asta voiam să zic și eu. Unde am început totul. Că aici a fost... Stai să te prinzi pe tine, imagine. Aici am filmat primele clipuri. Aici cu am filmat primele clipuri și am venit cu Diamond-ul aici și ne pregăteam și aveam emoții să vorbim și mamă ce spunem și toate chestiile astea. Dar mie îmi place foarte mult aeroportul ăsta pentru că este un aeroport, pe lângă faptul că este înconjurat de un relief foarte fain, este un aeroport care are foarte mult potențial. Și atunci când am aterizat și a pus David roțile jos pentru că el a făcut aterizarea de aici, de la Caransebeș, am venit așa pe acolo, pe la munții aia, o să vă arăt imediat. Și se vedea așa de fain când a pus roțile jos, se vedeau baloții de paie, dreapta piste, o să vedeți că am filmat treaba asta, mi se pare foarte frumos. Și sunt niște oameni aici care ne înțelegem foarte bine și care văd potențialul din locul ăsta și cine știe, poate într-o bună zi o să fie locul ăsta așa cum erau și alea din America. Da. Cu self-service, bam! Doamne ajute! Cu poate un restaurant mic aici, dar pentru mine cam asta e feeling-ul atunci când vin aici. E un aeroport în care poți să faci cam ce vrei tu și îți dă senzația de libertate. Nu zice nimeni să te plimbi cu vestea pe tine. Poți să faci ce vrei tu în materie de aviație, să referi. Da, exact. Da, în materie de aviație, da, bineînțeles. Nimic periculos, nimic care să întreacă anumite măsuri. Dar... Da. E frumos. Chiar că da. Nu știu, acum vlogurile următoare nu știm despre ce o să fie, nu avem nimic planificat, ăsta a fost așa un impuls pe care l-am avut să filmăm acum, pentru că am avut oportunitatea să o facem. Nici n-am avut, de exemplu, nici n-am mai fost în aceeași, un motiv pentru care n-am mai filmat după, este că n-am mai fost în aceeași formulă. Deci după ce am venit din America, am plecat iarăși în America. Deci am stat o lună acasă și după am plecat iarăși la training cu Bogdan în America. Și așa mai departe. Și motivul pentru care n-am mai filmat a fost... Și apoi am zburat doar eu cu Bogdan, practic. Și la început am fost foarte focusat pe partea de operare. Zbor, de operare avionului. Și nu n-am stat de filmat. Știu că poate părea absurd. La Diamond eram foarte relaxat când zburam și era simplu să stai să pui cameră, să faci chestii. Da, e normal că atunci și aici suntem relaxați acum când zburăm, însă trebuie să fii mult mai atent, sunt mai multe chestii. Mai ales și filmatul... Corect. Acum nu mai e o chestie. Bine, încă e o chestie nouă. Avem aproape, nu știu, 160-170 de ore pe avionul ăsta zburate. De când avem avionul ăsta? Nu mai știu de când. El a fost achiziționat în decembrie și apoi a stat la pre-purchase și verificări peste verificări. Întreagă poveste despre documente la și... Voxy și mai știu, da, multe chestii. Așa și a durat ceva până am început să zburăm cu el. Chiar nici nu știu când am făcut ultimul zbor. Primul zbor, nu mai țin minte. Cred că până martie sau aprilie, ceva de genul. N-am idee. Da, în martie erați deja la base. Da, la base și... Păi cu asta mă refeream. Și din cauza faptului că am zburat doar eu cu Bogdan și am fost concentrat, n-am mai stat de filmat. Filmatul mănâncă foarte mult timp. În sensul că de fiecare dată, de exemplu, când filmam cu Cessna și cu chestia și cu Diamond-ul, trebuia să vii cu... minim jumătate de oră, 45 de minute înainte să stai, să pui camerele, să sincronizezi toate chestiile astea. Lumea nu știe exact și nu a apreciat. Țin și acum minte când am făcut clipul cu Andy Popescu, ce lăuda lumea. A zis unul dacă cumva a pus cameramanul pe aripă. Că a pus cameramanul, da. Că s-a chinuit. Nu. Toată tehnica de filmare și toate chestiile erau ale noastre. Tot footage-ul a fost de la noi.
Dar n-am văzut foarte multă lume să aprecieze efortul ăsta, în fine, nici nu da, aveam nevoie de apreciere. Da, concluzia este că să stai să filmezi și să stai să vorbești. Îți mănâncă foarte mult timp și uneori chiar n-ai chef. Nu ai chef din prisma timpului. Pe mine vorbitul sau filmatul numai... Da. Nu mi-a tăiat cheful niciodată. Și contează foarte mult. Dacă este un lucru pe care l-am învățat în toată perioada asta și pe care vreau să-l aplic în toată viața mea și pot să vi-l recomand și vouă, nu știu cine naiba mă ascultă pe mine, dar pot să zic așa că în orice faci, contează enorm de mult energia și vibe-ul pe care l-ai. Da, trebuie contează să fii relaxat. Enorm de mult cât de relaxat ești, dacă te simți bine cu ceea ce faci, dacă te face fericit ceea ce faci, pentru că dacă te face fericit, atunci se vede pe fața ta și se vede prin ceea ce transmiți oamenilor. Și asta în absolut orice faci, în business, în învățat, în meserie, în joburi, în orice, în absolut orice. Și se aplică și la treaba asta cu filmatul. Dacă te simți bine, îți iese bine pe cameră absolut orice. Da. Da, eu zic să terminăm vlogul ăsta. Ideea e că nu mai avem nici Cessna. Am vândut Cessna. Da, din păcate. Mi-a părut rău de avionul ăla. Am vândut-o cuiva din Germania. Până aprilie, la fel, după Paște. Era un avion așa frumos. Dar o să urmeze o chestie foarte tare, următorul vlog. O să vedeți ceva super tare. Da. Ceva mai tare. Mie îmi place mai mult. E mai tare decât Cessna. E mai... Nu neapărat. O să vă arătăm un avion șmecher. Mai mult decât ce? Cu ce vrei să faci cu părția? E mai mișto decât King Air-ul, mie îmi place la unele aspecte, e mai serios? Mișto decât... Serios? Da, mie mi se pare foarte tare. Da, și... Trebuie să știți, King Air-ul are aer condiționat și chiar funcționează. Atunci când e motorul pornit sau atunci când e pe GPU, nu? Da, nu poți să-l ții pe baterie, că rămâi fără baterie. E complicată treaba cu... bateria la avionul ăsta. Da. Trebuie să ai grijă de ea. Eram sigură că la... primul vlog după pauza mare o să ne apucăm să vorbim foarte mult. Da, pentru că avem... cât am vorbit? Mie mi se pare că am vorbit mult, pentru că eu cel puțin am foarte multe chestii de spus și mi se pare că s-au întâmplat foarte multe lucruri pe care n-am apucat să le împărtășesc încă. Știi? Cum ar fi? Cum ar fi, nu știu, atunci când am fost în Utah și când am... Am avut o experiență, înapoi către Houston și... Ce a fost cât am filmat, dar ce a fost și după, a fost super mișto. Da. Ne-am întâlnit cu verișoara mea. Care era în Aspen, am luat-o și pe ea și a zburat așa cu noi câte 2-3 zile. Da. A fost mișto. Am avut o experiență de vis. Pentru mine cel mai frumos zbor pe care l-am experimentat în America, printre multe altele, a fost zborul în momentul în care am plecat din Houston, de lângă Houston, ca să ajungem să prindem lansarea de la SpaceX pe care nu eram sigur că o să prindem. Și am zburat aproape toată noaptea în avion și când... Și am prins răsărit de soare și după aceea am aterizat în Orlando. Frumos, da, a rău. Fost o experiență. A fost frumos, rău. Și am avut o legătură destul de strânsă din punct de vedere emoțional cu avionul după ce l-am lăsat acolo. Da, mi-a părut rău de tot că l-am lăsat. Da, ei, mergem mai departe. Avem o poză cu avionul ăla. Cam atât. Cam atât? Da, păi eu nu mai am nimic de zis. Nicio. Urmează în câteva zile să facem un nou clip. Nu știu cât de des o să postăm, poți să zici? Poate o dată pe săptămână, nu știu. Momentan o să-l postăm pe ăsta, nu știu, probabil săptămâna asta sau săptămâna viitoare. Astăzi este cât? Suntem astăzi în august, este suntem 10 pe 9. August. 10 august? A, nu am crezut că suntem pe 9. Da, deci probabil săptămâna viitoare o să apară clipul ăsta și vedem, în funcție de timpul pe care îl avem, pentru că asta este ceea ce contează, timpul și energia. Așa că... Ciao. Ne vedem data viitoare. Pa! Da.